Astăzi am înviat, ia până vină în grădina urșilor, ca să vă răspund astăzi la o întrebare pe care tot o primeam pe grupul Vița de Vie pentru struguri de masă, ce soiuri am, câte am, de unde le am, cum le am și așa mai departe. Sincer, nici eu nu știam exact câte am, dar prinzând zilele astea de sărbătoare, de înviere, am făcut un pic ordine în toate cuțoicile mele și am făcut o listă completă cu lista de soiuri, practic, care le am eu acum în grădină, materialul genetic complet. Bineînțeles, sunt soiuri de anul 1, 2, 3 și 4. Am aici lista, este lungă. Poate că o să vă plictisiți la un moment dat o parte din trânsele, posibil să nu vă spun mare lucru, dar eu vă răspund la întrebarea care mi-ați adresat-o. Înainte de a enumera soiurile pe care le-am eu, vreau să vă spun câteva cuvinte generice despre ele. Sunt soiuri, în principal, cele mai multe sunt de origine ucrainiană, rusești și basarabene. Mai am și soiuri francezești, câteva bulgărești și câteva japoneze. De ce am aceste soiuri, v-am spus în filmul trecut, de ce am renunțat la soiurile noastre clasice, să zic așa, și de ce am început să le cultiv pe aceste soiuri mai noi. Cu riscul de a mă repeta, în două cuvinte vă mai spun o dată. Toate soiurile care le am eu acum sunt hibrizi înnobilați. Ce înseamnă lucrul ăsta? Sunt hibrizi interspecifici între soiurile de Vitis vinifera și cele din vițele americane, în principiu, Vitis labrusca, Vitis rupestris, berlandiere și așa mai departe. Tocmai că soiurile europene au venit cu calitatea strugurilor, iar cele americane au venit cu rezistențele la boli și la filoxera, să zic așa. Bineînțeles, prin încrucișări, prin retro, încrucișări și așa mai departe, s-au pierdut o parte din rezistențe, deci hibrizii aceștia obținuți în ultima perioadă au o anumită rezistență la boli. Deci nu sunt imuni sub nicio formă, dar lucrul ăsta pe mine și pe voi, să știți că ne ajută foarte, foarte mult. Deci chiar și partea asta mică de rezistență, sau nu știu cum să o numesc, o anumită rezistență la boli e foarte importantă, fiindcă să zicem că plouă o săptămână sau două, ce facem? Știți, la soiurile nobile europene, nu mai știi, aștepți să se facă vremea bună, aștepți să se zvânte solul ca să poți intra repede în vie, ca să-i aplici tratamentul corespunzător. Altfel, ți-e frică de mană, ți-e frică de făinare. Ei, uite că soiurile astea te lasă mai relaxat din punctul ăsta de vedere. În plus, eu folosesc și o schemă de tratament, să zic așa, agreat în agricultura ecologică. Deci toate substanțele care le folosesc eu sunt acreditate în agricultura ecologică. Deci practic fac o viticultură ecologică. Bineînțeles, aceste substanțe sunt, în primul rând, sunt substanțe de contact toate. Deci riscul de îmbolnăvire este întotdeauna mai mare și atunci, bineînțeles, mie îmi convine chiar și această mică rezistență, fiindcă știu deja, am 4, 5, 6 ani de când lucrez cu ele, că boala nu se va instala așa de ușor în aceste soiuri. Ok, acestea fiind spuse, o să vă spun și lista de soiuri. Deci m-am uitat acum, am listat, sunt 85 de soiuri pe care le am în colecție. Le enumăr repede, după care o să vă mai spun câteva cuvinte. Deci Alb de Suruceni, Alphonse Lavalle, Aniuta, Arcadia, Armani, Ataman, Athos, Baikonur, Black Grand, Black King, Blagosfet, Bogoteanovski, Brusnicnoi, Ciornaia Pantera, Ciornai Bolgar, Codreanca, Dolgojdanoi, Dubovski, Rozovi, Jaguar, Iermac, Everest, Faeton, Furșetnoi, Galahad, Galbenă Nou, Galițen,
să-mi iau un pic de aer, așa, o parte din zoiul este și greu de pronunțat, dar eu deja le-am exersate un pic pe vârful limbii. Ok, deci m-am oprit la Galițin, Garold. Garoldul ăsta este Garoldul. Uitați-l cum arată. Este deci 30 aprilie și uitați-vă, nu am văzut la el nici măcar un mugure care să nu pornească în vegetație. Deci, până anul trecut era cel mai timpuriu soi de la mine din plantație, undeva pe... am și un clip postat pe canal unde îl descriu. Deci, undeva pe 20 iulie se poate mânca, iar pe 1 august, în principiu, este supracopt, este super ok. Uitați-vă cum a pornit în vegetație, deci este rezistent la ger. Bineînțeles, iarna aceasta nu a fost o iarnă cu temperaturi foarte scăzute, dar este fantastic, este deja al 4-lea an, nu am avut probleme cu dânsul absolut niciodată. Uitați-vă ce frumos a pornit în vegetație. Ok, Gixon, Goldfinger, Gordei, Graf Monte Cristo, Gurman, Helena, Ialoveni rezistent sau stoici voi, Isha, Catalonia, Catrusia, Kira, Kişmiş Jupiter sau Jupiter, Kişmiş Lucistei, Kişmiş Veles, Landeș, Lubimăi, Livia, Liza, Laura, Lorano, Manicure Finger, Millennium, Monarh, Muscat de Bugeag, Muscatul de Bugeag din un soi basarabean foarte fain, care practic se aseamănă cu muscatul de Hamburg, însă mult mai rezistent la boli și dăunători. Nu știu de ce nici în Basarabia nu prea se cultivă, bineînțeles, bobul este un pic mai mic, dar din ce m-am impresionat, eu l-am văzut în plantație acolo, am vrut musai să-l am și eu la mine în colecție. Muscat Ioana, Muscat Novocerkalski, Nizina, Novi Padarek Zaporojia, Odeschi Suvenir, Pamet Negrulea, Pamet Ucitelea, Pamet Zaharova, Pesnea, Preobrajenie, Prezentabil, Radja, Raduga, Red Globe, Rombic, Roșfor, Ruslan, Sașenca, Senator, Sindicat, Smorodina, Șocolatnoi, Sofia, Sport, Super Extra, Talisman, Tanyusha, Tianșan, Valioc, Velica, Voievoda, Vogodrai și Zarea Nesfetaia. Și vreau să vă mai spun eu referitor la multe din cuvintele care le-am enumerat, poate nu vă spun absolut nimic, dar să știți că sunt soiuri excepționale. Deci eu când le-am achiziționat, am luat în considerare însușirile agrotehnice, agrobiotehnice sau, în fine, să aibă rezistență la ger peste minus 21 de grade și rezistență măcar medie la boli. Deci sunt soiuri alese. Lista putea fi mult mai lungă, dar cum v-am mai spus, nu mai vreau să mă mai chinui cu soiuri sensibile la frig, în primul rând și la boli. De unde a început povestea cu aceste soiuri rezistente? A început practic în spațiul sovietic. Ei au avut câteva instituții de cercetare și spun au avut, nu greșesc, fiindcă, din păcate, n-a mai rămas mare lucru din trânsele. Însă s-a întâmplat un fenomen foarte, foarte interesant la dânsii. Deci vă spuneau că au avut, cel puțin, eu vă pot spune, trei institute de cercetare fantastice care au lucrat 50-60 de ani și au obținut rezultate fenomenale. Este Institutul din Chișinău, Vierul, care în ziua de astăzi a rămas doar o fantomă. Au ucrainienii în Odessa Institutul de Viticultură și Vinificație Tairov și aveau rușii undeva în zona sudică a lor Institutul Potapenko, Novocerkask, undeva aproape de Marea Caspică, ceva de genul ăsta. Ei au creat, practic, primele soiuri care le știm mai mult ca sigur. Deci au plecat de acolo Moldova, a plecat Codreanca, rușii au creat Lora Vostorgul, care practic au fost baza genetică a următoarelor soiuri. Odată cu căderea cortinii, să zic așa, cu 1990 și ca și la noi vă dați seama că
toate institutele astea de cercetare au dus-o din ce în ce mai greu, însă, cum vă spuneam și înainte, s-a întâmplat un fenomen foarte fain. Munca de cercetare a fost luată de amatorii viticultori din Ucraina, din Rusia și din Moldova. Vă dau și câteva nume, fiindcă sunt niște pionieri datorită cărora eu și voi o să aveți sau aveți deja aceste soiuri minunate în plantații. Deci îl pun pe Ion Țurcanu, la care am fost și eu în plantație, a fost acasă la dânsul, un viticultor pasionat basarabean, care are peste 600 de soiuri în colecție. Vă dați seama ce e acolo. Deci ai colecția ai jucăria lui, să zic așa. După care sunt Pavlovski Eugen din Rusia, care a creat soiurile Roșforu, Monar, Super Extra, de soiuri deja, cumva să le spun, clasice. Pentru cine e familiarizat cu aceste soiuri estice din regiunile, din țările exsovietice, Alexandru Burdac, și el, la fel, un mare creator de soiuri hibride, care a creat Senator, Dixon, Vatican, Catalonia și altele, Zagarulco, Vitali Vladimirovici. Mi se încălcește și limba, dar vă spun că și el are niște. Deci este un selecționer ucrainean. Are soiuri fantastice create. Kișmișul Veles, Gala, Livia. Vă spun așa, Sofia, sunt soiurile create de el. Deci, practic, amatorii viticultori au creat o listă lungă de soiuri fantastice. Noi am avut și în România încercări, nu știu dacă chiar timide, dar am avut și noi încercări de crearea soiurilor acestea interspecifici între Vitis vinifera și vițele americane. Are Virgil Greco o carte, Soiuri rezistente de vița de vin, care aduce aminte de multe, multe denumiri pe care, din păcate, eu nu le-am văzut nicăieri. Nu știu dacă acest material genetic mai există, deci nu s-a propagat și mai ales s-a încheiat povestea odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, când de fapt legislația UE interzice cultivarea soiurilor hibrizi producători direcți. Bine, aceștia nu sunt hibrizi producători direcți, sunt hibrizi înnobilați. Care este diferența între primii și al doilea? De fapt, hibrizii producători direct sunt hibrizi între vițele americane, deci între Vitis labrusca și Vitis rupestris, de exemplu, iar hibrizii nobilați sunt între Vitis vinifera și vițele americane. Oricum, legislația, deci este confuză, interzice practic cultivarea acestor soiuri și atunci, bineînțeles, și cercetarea s-a oprit. Vă spuneam că Virgil Greco aduce câteva denumiri de soiuri create și în România. Eu nu le-am văzut, nu știu, nu le-am încercat, dar povestea cercetării în România s-a încheiat, nu mai există. Și probabil va veni un val de viticultori, sper eu. Anul acesta o să vă fac să vreți să cultivați vița de vie pentru struguri de masă. Sper să avem un an bun, să nu avem surprize meteo. Și o să vă arăt ce pot acești hibrizi înnobilați. Ar trebui să-mi intre pe rod vreo 40-60 de soiuri. Și atunci o să fie o nebunie pe aici, prin grădină. Sper eu să fie. Lucru care sigur o să vă facă să mai renunțați la cultura prunului și a mărului, să zic așa, că românul cam asta știe să cultive, și să mai alocați ceva teren pentru vița de vie, pentru struguri de masă. Ok, asta a fost ce am să vă spun eu astăzi. Abonați-vă la canal Grădina Urșilor, avem multe de povestit, avem multe de arătat. Sper să avem un an bun și ne vedem în următorul film. Vă salut! Era să uit cel mai important lucru, de unde am achiziționat aceste soiuri.
Toate sărurile sunt cumpărate din Republica Moldova, de la pepiniere din Republica Moldova sau Basarabia, la cum vreți. Ar trebui să votați și voi Unirea ca să fie mai ușor la vamă cu ele. În fine, sunt și acolo suficienți țepari. Eu vă recomand câteva pepiniere pe care le-am probat. Sunt sigure și e ok. În primul rând, vinograd.md. Este site-ul domnului Țurcanu, agrodor.md, cebotari-vitis.ro, cebotarul Radion, la fel un colecționar și un amator pasionat viticultor din Republica Moldova. Și mai există o pepiniere foarte mare, Elvitis, pe lângă Strășeni, la 20-25 km de Chișinău. În principiu, ca să le puteți cumpăra, trebuie să mergeți dumneavoastră acolo, altfel este mai dificil. Mergeți, luați la vamă, v-am zis. Dacă aveți bafă, treceți cu ele, dacă nu, nu. Cam asta este procedura. Ok, ne vedem. Salut!